Ce părere ai, mă, tu? Părerea mea. Ce părere ai, mă, tu? Părerea mea, părerea mea. Las-o, bă, că merge așa. Părerea mea. Păi nu era bine în perioada comunistă, că noi am trăit în acele timpuri și am fost frustrați de foarte multe lucruri. În primul rând, cultura era la pământ. Ca să avem acces la o carte, trebuia să avem cunoștințe la o librărie, să primim o carte sau așa. Când am luat odată Șogunul, mi-aduc aminte, mi s-a părut că am făcut cea mai mare realizare. Na? Și acum sunt cărți. Da, fiecare etapă a vieții are și inconveniente și bune și, na, și rele, ce să facem. Dar în principiu e mai bine acum. De ce credeți că zic unii români că era mai bine în acea perioadă, că mâncau mai bine, totul se rezumă la partea aceasta? Da, probabil fiecare din punctul lui de vedere cum privește lucrurile, dar nu știu cum să zic, n-a murit nimeni de foame, nici acum, nici atunci, nici acum. Numai că atunci mâncarea, acum o selectezi, atunci luai ce găseai. Atunci, când era mai bine, în perioada comunistă sau acum? Eu zic că acum. De ce credeți că mulți români zic că înainte mâncau mai bine, o duceau mai bine, au rămas doar cu imaginea asta în minte? Unii o duceau mai bine atunci, sigur că da. Pentru că aveau locuri de muncă, în primul rând. Dar acum știți care e situația cu locurile de muncă. Credeți că au uitat de nopțile pentru întuneric, statul la cozi? Au trecut peste asta. Dacă ai salariu asigurat zi de zi, e mare rău. Las-o, bă, că merge așa. Părerea mea. Pe timpul meu, atunci am dus-o foarte bine. Am primit și casă, primeam bani de la bancă, să zic așa, și numai odată plăteam dublura ce îi se cuvine, ori la început când luam rata, ori la sfârșit. Dar acum e ceva jale, mai ales pentru tineret. Era și atunci, dar acum degeaba este că nu avem bani și pensiile sunt foarte mici. Nu vă era frică să vă spuneți convingerile în acea perioadă? Eram prea naivi. Prea naivi la vârsta noastră și nu știam că ce e dincolo. Dar nici dincolo nu e așa de bine, că mulți merg și se întorc înapoi. Cum înțeleg românii democrația? Ce înțeleg prin democrație? Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cred că de 20 de ani încoace nu și-au mai educat copiii așa cum trebuie. Au scăpat de sub control. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar e dureros. Cel puțin ce vedem aici, seara, nici nu îndrăznim să mai venim după apă sau cu bicicleta sau ceva. Las-o, bă, că merge așa. Părerea mea. A, pe comuniști atunci ne-au avut tot ce ne-au trebuit și copiii noștri și noi, dar acum nu avem nimic, copiii stau grămadă cu tatăsul la sat acolo, greu, foarte greu, servici nu are, foarte greu. Mâncau mai bine românii în perioada comunistă decât acum? Am stat la rând, dar am avut de toate. Am avut carne, am avut pui, se stricau prin containere puii și ți-o dat la porții, că așa au fost. Puteați vorbi ce doreați dumneavoastră? Vă era frică? Păi mai era frică, nu puteai să vorbești rău. Nici de cum. Dar când o picat Ceaușescu, am sărit în sus de bucurie. Și acum plângem. Plângem pe toate căile, plângem. Trăim cu o pensie de 4.280.000 bani vechi. Sunt bătrân acum, nu mai am nevoie bugăție, nu mai am nevoie nimic. Numai să vie moarte să plec de aici. Ce părere ai, mă, tu? Părerea mea. Ce părere ai, mă, tu? Părerea mea, părerea mea. Las-o, bă, că merge așa. Părerea mea.